Ce trebuie să fac cu carnea animalului sacrificat? Pot să o mănânc toată? Pot să o dăruiesc toată? Sau cum trebuie procedat? Când ne uităm traiția profetului sallallahu alaihi wasallam, vedem că într-o etapă profetul sallallahu alaihi wasallam inițial a interzis ca oamenii să păsteze carnea animalului sacrificat. Și a spus, nu o păstrați, dăruiți-o pe calea lui Allah. Apoi vine o alt, într-o altă relatare, după o perioadă de timp, în care spune, tot de sărbătoarea de sacrificiu, V-am interzis în trecut să păstrați carnea animalului sacrificat. Acum puteți să o păstrați. Profetul s-a răzgândit, nu, starea oamenilor l-a determinat să facă această alegere, să dea acest verdict. În primul an sau în primii ani când el a interzis păstrarea cărnii, erau ani în care era foamete și era secet și a vrut ca toți musulmanii să fie hrăniți, să ajungă carne la toți cei sărmani. Iar după aceea, după ce Starea s-a reîntors, oamenii și-au revenit, atunci a spus Profetul Sallallahu Alaihi Wasallam: Puteți păstra această carne. Samații musulmani, pornind de la versetele din Coran care vorbesc de ce trebuie făcută cu carnea, au spus că uh, carnea se poate împărți în două părți, adică două jumătăți. O jumătate pentru tine, familie, apropiați și o jumătate pentru pentru sărmane. Alții au spus că se poate împărți în trei bucăți. Și asta, acest, această părere este considerată uh, foarte bună din partea majorității savanți sau multor savanți musulmani. Am spus că împărțim carnea în trei. O treime pentru familie, o treime pentru prieteni apropiați rude vecini și o treime pentru sărmani. Faptul că eu am sacrificat și am sacrificat acest lucru, cum am spus, pentru binele sărmanilor, fără îndoială că eu trebuie să mă gândesc foarte mult la sărman. Pe cât pot să dau mai multă carne sărmanilor, cu atâta este mai bine. Cu atâta sacrificiu pe care îl fac eu și atinge scopul. De aceea este bine să avem în vedere, în primul rând, prioritate să fie cei sărmani. Pot să opresc toată carnea dacă am familie numeroasă și nu am o situație foarte bună? Eu pot să opresc toată carnea. Nu este nicio problemă. O opresc și o mănânc de-a Sau pot să dăruiesc toată carnea pe calea lui Allah. Sau Sărmanilor. Mă duc și împart toată carnea sărmanilor. Nu este nicio problemă. Dar face parte, totuși, din tradiția Profetului Sallallahu Alaihi Wasallam, ca cel care a sacrificat să participe la sacrificare și să guste din carnea animalului sacrificat. Dacă are posibilitate. Aceasta este tradiția Sunna Profetului Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. De ce? Ca alegem să împărțim tot, ca alegem să oprim, ca alegem să împărțim în trei, să împărțim în două, important este că trebuie să avem în vedere un lucru. Eu am tăiat, am sacrificat acest animal pentru Allah și îl dăruiesc pentru a primi răsplată. Tot ceea ce opresc pentru mine și familia mea va fi mâncare. Tot ceea ce dăruiesc va fi răsplătit de Allah. Aici ne aducem aminte de hadisul Aya Ișar, radia Anha, soția profetului, care a sacrificat, a tăiat o oaie, a oprit partea de umăr cei pe plăcea, plăcea profetului și restul a dăruit-o sărmanilor. Când a venit profetul sallallahu alaihi wasallam, a spus ce a făcut și a spus Aisha radiallahu anhu a trimis al lui Allah, am tăiat o oaie, un curban, uduhi. Mă rog, am sacrificat un animal, am oprit partea umărul care îți place și am dăruit restul pe calea lui Allah sărmanilor. Profetul sallallahu alaihi wasallam a, -a, -a, a corectat-o și a spus Aisha ai oprit trei sferi din oaie ce ai dat și ai dat umărul. Adică umărul mâncăm și ok, nu suntem răsplătiți pentru asta. Ceea ce ai dăruit pe calea lui Allah pentru aceea, vei fi răsplătit.